Cineva l-a întrebat sec: ce mai faci? Iar el s-a simțit într-o stranie dificultate, pentru că efectiv nu avea ce să răspund. Stătea și rumega plictisit timpul și pentru prima oară simți un fior de banalitate ofilindu-i ficat. Îi venea să scuipe de necaz, dar și acesta era un scop în sine, iar el se temea de scopurile în sine. În copilărie încercase să se urce în pod pe scară, dar scara s-a rupt și de atunci el n-a mai încercat nimic. Singurul sens al existenței este de a-i găsi un sens, citise el undeva. Dar eșecul, ratarea, îl obsedau, așa că rămase pasiv, jucând zilnic biliard cu ouă clocite. Se hotărâ să o termine cu biografia asta anemică și-și tăie venele. Dar constată cu stupoare că în loc de sânge curge apă de ploaie. Și muri fără să știe măcar pentru ce trăise. La autopsie, medicii susțineau că murise de fractură de suflet. Pe mormântul său stă scris doar atât: absolut nimeni, absolut nimic. Iată vântul se destramă, iată zării.